De la Revoluție încoace, toate regimurile politice reformează neabătut sistemul de educație. Pe motiv că ăla vechi, sub care ne-am instruit noi ăștia trecuți de 50, e anacronic, depășit, comunistoid. Se schimbă ministrul, se schimbă și reforma. Ce s-a făcut se taie. Și el nou o ia de la capăt, cu noua viziune de partid și de stat. E un talmeș-balmeș de nedescris, cu rezultatele aferente, că nu poți face din rahat bici să mai și pognească. Dincolo de produsele finite ale sistemului actual de învățământ, imensa lor majoritate niște submediocrități agramate și inculte, incapabile să-și găsească adresa de acasă fără GPS, mediul în sine s-a spurcat. Pe de o parte, pentru că profitorii politruci s-au aliniat demonstrativ unor așa zise standarde internaționale. Dar au făcut-o prost, fiindcă au copiat numai tâmpenile din țările unde încă se mai face școală. Pe de altă parte, fiindcă șacalii care au simțit în nas mirosul de bani s-au privatizat, care cum s-a priceput, și au venit cu alternative ridicole la închistarea statului. Din tot acest melanj a rezultat o struțocămilă jenantă. În școala românească actuală, propaganda bate materia. Ești ancorat în trendurile zilei, dai bine în sistem. O arzi zgomotos pe diversitate, incluziune și alte cuvinte mari? Faci propagandă sexuală, politică și apologia consumului de stupefiante? Totul acoperit de magicul cuvânt libertate, ai viitor în domeniu. Rămâi modest, serios și dedicat meseriei tale, devii un paria. Dacă nu reformezi ceva din gură, dacă nu șochezi, dacă nu ieși în față ca găina pe grămadă, ești degeaba. Dacă nu promovezi viciile și libertarianismul, ești închistat. Totul e pe deschidere la nou, indiferent cât de nociv e noul ăsta. Vă plac știrile cu elevi abuzați sexual, uneori chiar violați, întorși împotriva părinților, dezumanizați de tot soiul de închipuiți vizionarea educației? Dar ținutele avangardiste în care se prezintă în fața copiilor voștri diversi încerci sexual în căutarea identității de gen. Astea sunt efectele, dragii mei. Cauzele sunt adânci și grave. Și musai e nevoie, evident, de reformă. Acestea fiind spuse, domnilor și domnilor, pornim o dezbatere extrem, extrem de grea. Și alături de invitații mei din prima parte a orei, pe care vi-i reamintesc, Norica Nicolae, Iosefina Pascal, Mihai Fifor și Corneliu Dubrițoiu, se alătură în studio profesorul Corneliu Rigler, profesor de istorie la unul dintre liceele de elite ale capitalei, George Coșbuc. Bună seara, domn profesor! Bună seara! Domnul Rigler este unul dintre avertizorii sistemului de educație din România și e omul care a semnalat o grămadă de lucruri total ner la locul lor care se întâmplă în spatele ușilor închise din școlile noastre. Și de la bogați, în direct, într-o legătură pe Skype, prietena mea, Dana Budeanu, extrem de revoltată de ce se vede în ultimele zile la televizor cu privire la mândrul sistem de educație românesc. Bună seara, Dana, și îți mulțumesc că ești împreună cu noi. Bună seara! Domn profesor, o să încep cu dumneavoastră și pornim de la evidentul caz, nu trebuie să vi-l mai descriu eu, pe care l-a văzut toată lumea care a făcut carieră în rețelele sociale, cu domnul lector de la Universitatea de Litere, profesor înțeleg eminent de engleză și de germană, și care domnia sa se simte femeie, dreptul domniei sale, dar care simte nevoia să și afișeze în instituția de învățământ pentru care lucrează, într-un cadru oficial la admiterea la facultate, o ținută de vară femeiască, mă rog, gusturile la îmbrăcăminte și la femei nu se discută. La noastră, la Coșbuc, al liceu avangardist de altfel, există vreun cod de conduită, există vreun dress code, ca să zic așa, adică nu știu dacă mâine dumneavoastră vă trece în cap să vă duceți în minijup și în sândăluțe la școală, sunteți ok, sunteți bine primit? Nu, n-ar fi în regulă. În primul rând că tot învățământul este reglementat de o lege și care se aplică deopotrivă și în învățământul preuniversitar și în cel universitar. Și de statut al cadrului didactic. Și această lege prevede condiția unei atitudini și decente. Decența nu e reglementată legislativ, domn profesor. Fără să analizez caracteristicile de gen ale personajului pe care l-ați amintit, nu cred că se încadrează ca la un examen, ca profesor și ca elev sau student să te prezinți, indiferent de postura în care ești, încă o dată profesor, elev, student, bărbat, femeie, să te prezinți cu o mini-jupă care deschid posibilitatea de a-ți vedea dedesubturile, nu se încadrează cu mediul academic.
Bun, nu se încadrează mediul academic, domnule profesor, dar nu scrie în legea învățământului că domnul profesor nu are voie să vină ministru. Sau doamna profesor. Sau doamna profesor, nu știu, habar n-am în ce mediu se trezește. Dar încă mai există în lege această condiție a decenței. Păi, repet, scrie undeva că ținuta domnului profesor e indecentă? Fac eu pe avocatul. Faptul că vii cu o fustiță extrem de scurtă, nu cred că se încadrează în decență. Păi putea să fie o doamnă care să vină într-o fustiță extrem de scurtă și atunci era considerată sexy, nu? Sau avangardistă. Da, știi ce se întâmplă? Indiferent de orientarea sexuală pe care o avem, condiția decenței există în societate. Și să zicem... Domnul profesor, orientarea lui sexuală mă lasă rece. Întâmplător, domnul profesor, și căsătorit cu o doamnă profesoară. Da, mă rog, ce fac ei în pat e treaba lor. Cum să îmbracă pe stradă, la circ sau la meciul de fotbal la care se duc împreună, e iar problema lor. Problema mea, ca părinte, mă rog, din fericire, al meu a scăpat de mudă zona de educație școlară, este dacă omul ăsta, dincolo de, repet, apetența lui pentru o ținută mai fisticie, nu duce mai departe propaganda asta a diversității și în dialogurile cu elevii săi. Probabil că se întâmplă și asta, dar cred că acest caz este pe undeva o diversiune menită să distragă atenția de la, de la ce? Problemele reale ale societății și toată chestiunea asta pe care o punem în discuție cu propaganda LGBT e de fapt un scop foarte bine determinat și trebuie să vedem ce e în spate, nu ce e în față. Ce e în față e șocant și intenționat șocant ca să distragă atenția de la adevăratele probleme, de la război, de la boli, de la sărăcie, de la șomaj. Astea sunt adevăratele... Domnul profesor, dumneavoastră vă confruntați zi de zi. Întâmplător am și prezentat cazuri în liceu în care lucrați cu, nu știu cum să le spun, elemente, dacă vreți, de o propagandă de orice tip sexual și cu precădere LGBT, masivă, agresivă. Au fost reclamații cu privire la filme prezentate copiilor din școala dumneavoastră, fără știința părinților, cu pronunțate tente sexuale. Au fost... Adică dumneavoastră nu veniți cumva din afara fenomenului, veniți chiar din interiorul. Și vă întreb cum supraviețuiește un profesor, era să zic normal, dar Dumnezeule, dacă invoci normalitatea, te amendează CNA-ul și părit te repudiază. Vechi, așa, asta, părit vechi. Cum supraviețuiți dumneavoastră un profesor părit vechi într-un astfel de mediu? Repet, poreclit progresism. Mie mi se pare că e regres, dar mă rog, părerile sunt împărțite. În primul rând, programa școlară nu prevede absolut nimic din ce discutăm noi aici. Deci, dar asta înseamnă că nu se întâmplă. Programa școlară de matematică nu prevede așa ceva, programa școlară de istorie nu prevede așa ceva. Și atunci, de unde această propagandă extraordinară în școli și licee? Păi aștept să-mi spuneți dumneavoastră că sunteți înăuntru. Păi, în primul rând, este o încălcare a programei școlare. Oamenii care fac așa ceva, fac altceva decât ar trebui să facă la școală, că ei nu-și fac datoria, în primul rând, și folosesc orele de ce materie vreți dumneavoastră, de engleză, de matematică, germană, orice vreți, civică. Le folosesc în cu totul alt scop, de a face propagandă LGBT. Pentru un anumit tip de comportament. Da. E o formulă, de fapt, de ideologizare a actului educațional, da, în favoarea unei doctrine care face carieră, nu numai începe la noi, să se insinueze în întreaga societate, dar este... Domnul profesor reclamă aici o încălcare a programei și, în general, a legislației învățământului, da? Dar nu vă supărați pe mine. Chestia asta nu se face noaptea la adăpostul întunericului. Se face ziua în amiaza mare, se face în timpul programului școlar cu știința unei bune părți a populației și a forurilor diriguitoare. Ce este mai grav este că ce se face, se face fără știința părinților și fără acordul părinților. În cele mai multe cazuri, în 80-90% din cazuri, părinții habar n-au ce se întâmplă cu copiilor la școală. Asta mi se pare extrem de grav. Dar par foarte interesați părinții de ce se întâmplă cu copiilor la școală? În primul rând că nu știu. În primul rând nu știu. Și atunci dacă nu știi... Și când află? Când află, rămân șocați, evident. Iau atitudine, dar uneori e prea târziu.
Iau atitudine pentru prunc. Hai să ne înțelegem despre ce vrem. Aici nu are nicio legătură programa cu ce vedem. Păi evident că nu are nicio legătură mesajul pe care... Mihai Fifor, dar nu te supăra pe mine. Povestea asta e clar că este coordonată de undeva și acceptată. Că în numele, nu știu... Deci omul acesta nu vine dorinței noastre de progres. Absolut întâmplător la admitere îmbrăcat ca o doamnă. Absolut deloc nu vine. Înțeleg, avem niște imagini cu domnul care înțeleg că și la seminar vine. De la colegii în fustiță și pătucuri. Este un profesor foarte bun. Da. Adică nu este un tip plecat cu sorcova. Este un om care știe foarte bine ce face, care și-a asumat un mesaj și care transmite un mesaj și care difuzează un mesaj în ziua, în amiaza mare, cum spui, la admitere. Despre ce vorbim? N-are nicio legătură asta cu programa. Are legătură cu modul în care se transmit mesaje către cei care intră în școală pentru a se forma. Despre asta discutăm, pentru că este mediul cel mai vulnerabil dintre toate. Mediul în care copilul merge pentru a se forma, el merge acolo ca un om vulnerabil. El trebuie să fie învățat, pentru asta îl duci la școală, să le educi. Întrebare în spiritul... Mihai Fifor, nu te supăra pe mine. Publicul domnului profesor este un public de majori. Hai să rămâi surprins că probabil că pe foarte mulți, dincolo de impact, probabil că a distrat, dar pe foarte mulți probabil că... Poate e inspirat, habar n-am. Dom'le, eu n-am o problemă. Din punctul meu de vedere, poți să se identifice cu ce vrea. Interesant, însă... Cu o mașină cu 5 viteze, cu un urs mistreț, cu orice. Dacă ai văzut mesajul universității. Tocmai că mi-ai... Asta e foarte interesant. Astăzi, purtătorul de cuvânt al universității, domnul Bogdan Oprea, întâmplător și fost jurnalist la bază, a avut o reacție oficială cu privire la fotografia care a făcut istorie în lumea internetului din România. Hai să vedem. Trăim într-o țară democratică. Domnul n-a venit indecent, expunând lucruri care nu se expun. Există un cod de etică și incluziune, așa cum obligă legea, ce punct de vedere aș putea să formulez. Trăim într-o țară în care oamenii au libertatea să se exprime. Cu siguranță nu sunt prevederi care să te oblige să te încalți cu pantofi de o culoare sau cu pantaloni nu știu de care. Regulile sunt în limitele legii. Un astfel de regulament ar fi împotriva Constituției. Nu poți să dai un regulament care nu respectă legislația națională. A explicat purtătorul de cuvânt al Universității din București, Bogdan Oprea. Da, avem imaginile cu domn profesor. Are un pic de burtică, totuși, să știi. Da. Victor, legea vorbește despre decență, da? Da, definește tu decența legală. Păi, definiția legală a decenței este aia dată de DEX, pentru că alta nu putea să aibă legiuitor. Dar nu e monitor oficial, Monica. Norica. Te-am botezat. Dar de ce să... Nu e monitor oficial decent la omul ăsta. Ce indecent? Stai un pic. Nu. E vorba de respectul față de reguli. Și ție ți se pare că domnul nu respectă regulile? Care reguli? Față de actul educațional, că nu pot să stau să mă uit la tine. În alte instituții, în alte țări, există exact ce ai spus tu. Un cod, un dressing code. O să discutăm și despre asta. Te duci îmbrăcat într-o anumită... Cu mulțumit pentru răbdarea de care a dat dovadă, vin la Dana Budeanu. Dana, tu ai propus astăzi, într-o postare pe care ai făcut-o din vacanță, ca de mâine să se vină la școală cu frunza. Dacă ținuta domnului profesor nu e indecentă și se încadrează în standardele domnului Oprea cu privire la decență, mâine poate toți studenții vor veni, sau viitorii studenți, să se înscrie la facultate cu frunza în față. Și asta, verde e asta o soluție? Da. E și ecologică, corect, până la urmă. Da. Ceea ce eu am scris este definiția negru pe alb a ceea ce înseamnă travestii. În dicționarele Cambridge, pe Wikipedia, la luminații de unde luăm noi flacăra călăuzitoare. Acolo scrie negru pe alb. Travestiul este o manifestare vulgară. Este scris negru pe alb. Ce înseamnă travestii? Nu e condamnat, nu este nimic, este scris. Este o manifestare vulgară, violentă, este specificat, prin care cineva dorește să șocheze, ok? Deci nu are nicio legătură cu ceea ce este scris în lege, că e decent, că nu e decent. Deci eu dacă vin cu o frunză în față, așa cum era Eva, eu voi șoca, sunt un travestit, sunt Eva. Este o manifestare, travestiul,
de spectacol. Există un celebru travestit RuPaul, cunoscut peste tot pe globul pământesc, care are un show imens. Nu am nimic cu show-ul lui, nu am nimic cu niciun show, nu am nimic cu niciun spectacol. Atenție, cu niciun spectacol sau show. Nu este nicio problemă. Acel om, despre care tocmai v-am pomenit, în viața de zi cu zi, nu umblă travestit pe străzi. Niciodată. Este un bărbat în regulă, mă rog, e un artist care asta face el pe scenă într-un show TV, habar n-am. Mă rog, habar n-am. Acolo și este un mega show foarte finanțat, etc. În rest... Și care, ca să vezi, cât de informat și de cult sunt, a făcut istorie într-un duet cu Elton John cu faimoasa melodie Don't Go Breaking My Heart. Da, este, atenție, este un personaj. Da. Cum este și firesc, pentru că asta înseamnă termenul, dar atenție, termenul este alăturat adjectivelor pe care eu vi le-am înșirat. Da. Ok? Așadar, ba da, domnule Oprea, nu este decent. Ok? Travestiul este cu totul altceva. Cât o ai de viață, eu apar, nu mă interesează ce faci tu acasă, ce foarte bine, fiecare face ce vrea. Ok? Că ești dezechilibrat, că ai o stare astăzi, nu știu. Întrebările, din nou, sunt. 1. Având în vedere că ăsta venea așa la ore, de ce nu s-a auzit nimic până astăzi? Bun, de la Universitatea București, de la studenți, de la ceilalți profesori, habar n-am. Nu știu. De ce? Doar pentru că n-a venit în mini și a venit pe tocuri? Deci pe tocuri e ok sau cum? Nu este ok, pentru că el este un travestit care vine la școală. Este o definiție foarte clară, n-are nicio legătură cu felul în care trebuie să vii la școală. E ca și când de mâine, nu știu, toate femeile care lucrează în bănci sau bărbații care lucrează în bănci, de mâine vin în fiecare Mickey Mouse, că așa s-a simțit el azi. Îmbrăcat, nu contează, în Adam, în Eva. Ba da, eu exemplul pe care l-am dat, este, cum să vă spun, foarte clar. Eu pot mâine să vreau să vin în Eva. Tu n-ai ce să-mi spui, că nu sunt decent, ce înseamnă decent? Că mi-arăt nu știu ce parte a corpului? Nu, nu asta înseamnă. Faptul că fusta lui e scurtă sau lungă n-are importanță. El este un bărbat îmbrăcat în femeie, egal un travestit. Este ilegal. Punct. Și cu asta basta. 2. Domnul profesor vorbea despre faptul că diverse cadre didactice, care apropo .ro, tocmai au fost la titularizare și au luat mai puțin decât anul trecut. Care cadre didactice? Aia. Alea care se dezbrăcau în pielea goală urlând anul trecut, așa, să le mânim salariile. Ok, sunt alea despre care eu am spus de 3 miliarde de ori că iau între 5 și 7. S-a dovedit acum că atâta iau. Ăia intră la clasă, cu ce pretenții. Ok, domnul profesor spune că ei intră la clasă, nu respectă programa. Atenție, nu respectă programa. Deci ăla care trebuie să respecte programa e obligat, intră la clasă, nu respectă. Deci conducerea școlii știe că nu respectă, corect? Evident, da. Liceului, a școlii, etc. Ăla spune ce vrea la ore, că trebuie să fim curcubei, că trebuie să ne îmbrăcăm în fustă, nu contează. Inclusiv vine în fustă, nu respectă. El nu respectă programul. Și noi, cadre, adică noi, eu, cadrele didactice, conducerile școlilor, alea care stau și se minunează, se drogează copiii, ies în fața școlii și iau droguri de pe net, oh my god, ce se întâmplă? Tot ăia, nu au nicio reacție. Tot ăia permit, inclusiv când fetițele mele erau în școală, să vină diversi profesori la ore și să ne explice toate temele astea care se rostogolesc acum. Cum? Pe bani. Sponsorizați. Direct. Vine nu știu ce brandă, nu știu ce, o multinațională din asta, și mă vrea să ne explice cu clima. Bă, și vrea să ne ducă să ne uităm la Greta și să aplaudăm în piață. Mi s-a întâmplat fetițelor mele, bine, ele n-au fost. Că mama lor sunt eu, de-aia n-au fost în piață. Dar, fără ca nimeni, adică niciun profesor sau conducerea vreunei școli să protesteze, copiii minori au fost luați din școli când Greta a fost proiectată, nu știu unde, în ce piață, în București, pe nu știu câte ecrane, să ne mintă cu clima, cu nu știu ce, să le spele creierile astea, efectiv,
conducerile școlilor au aprobat ca acești copii să fie duși încolonați, neinformând niciun părinte. Domnule profesor, cu tot respectul noastră, lucrați într-un liceu de elită, care, pe vremea mea și a domnului Ciupacu, era top și acum e la fel. Ciupacu e top. Nu există ca acel profesor să nu pățească nimic. Unde e conducerea școlii? Profesorul de ce nu este scos din clasă? De ce păi asta așteaptă el, doamna Budeanu. Asta așteaptă. Deci, părerea mea este că individuala e un provocator. Atenție, cu tot respectul, nu contează că asta așteaptă. Ce e cu frica asta? Ce e, domnule, cu frica? Nu mai avem voie să ce? Să respectăm reguli, să respectăm o decență, să respectăm educația, să respectăm ce înseamnă să crești un copil, că mi-e frică? Ce mi-e frică? Că ce? Că ce, mă? Că uitează-ne ce universități. De cine mi-e frică în țara asta? De cine mi-e frică? De 10 postaci? De cine mi-e frică, mă? Da, ambasadele care susțin programele astea din școli. Care ambasade, mă? Nu mi-e frică, mă, că noi suntem milioane și ei sunt câțiva. Ați înțeles? Treziți-vă la realitate. Noi suntem milioane, milioane. Milioane de profesori, de copii, de etc. Împreună suntem milioane. Nu mi-e frică. Ce mă sună? Care ambasadă sună, mă, și ce face? Îți dă afară pe directorul de la... Alea care promovează diversitatea, incluziunea și toate cuvintele mari la care am făcut referire mai devreme. Nu ne interesează. În România noi nu avem astfel de legi pe incluziune, cum zicea Oprea, care nu știu că aberează, care incluziune. Ce regulament există? Regulament scris pe incluziune? Domnule profesor, la Coșbuc se respectă vreun regulament în care sunt incluse aceste cuvinte? Stai un pic, există, domnul profesor? Există așa ceva la Coșbuc? Stai un pic, stai să-ți răspundă, că bănuiesc că n-ai întrebare tu. Există așa ceva? Un regulament în care? Să apară incluziunea și alte povești de genul ăsta sunteți? Am încercat să fac chiar la Coșbuc un regulament acum 2 ani, 3 ani. A fost ceva șocant. Mi s-a trimis seara un e-mail cu un așa zis nou regulament. Atenție, avea 10 de pagini, peste 50 de pagini și mi s-a cerut să votăm online acest regulament în aceeași seară, el având 10 de pagini. Eu am fost printre puținii profesori din liceu care a avut energia să-și consume seara ca să citească acel regulament. Și am rămas șocat ce scria în el. Adică, dați-ne câteva exemple. Vă dau câteva exemple. Un exemplu este că în regulament se prevedea că pentru pedofilie în școală se scade un punct la purtare. Și eu zic, păi, cum domnule, adică pedofilie e infracțiune. Faptul că scădem un punct la purtare, că de la 10 îi dăm 9, nota 9, scuzați-mi, o notă bună. Notele de 9 și 10 sunt note foarte bune. Înseamnă că încurajăm fenomenul. Și, în plus, nu s-a discutat în Consiliul Profesoral niciodată să dăm 9 la purtare pentru pedofilie. Așa, alte deci regulamentul prevedea cu totul altceva decât s-a discutat în Consiliul Profesoral. Iarăși, pentru droguri, pentru alcool, pentru chestii grave, tot așa, niște pedepse mai mult nu erau. Și, practic, acel regulament, de fapt... Păi, iar scriau codul penal, că tu ai obligația să sesizezi autoritățile. Da, păi, și zis că... Stați așa, că eu nu înțeleg ce regulament semnat de cine. Nu, regulament produs de conducerea școlii aia la care făceai tu apel să-i scoată din clasă. Stați așa puțin, stați așa. Deci asta este un regulament intern, vă referiți. A fost o încercare. O propunere de regulament. A fost o propunere de regulament care ni s-a dat pe e-mail seara și ni s-a cerut la ora 9 seara să votăm online. Evident că n-aveai timp să citești atâtea zeci de pagini. Oamenii ar fi votat, dar nu știau ce votează. Adică noi discutaserăm ceva în Consiliul Profesoral și regulamentul ăla prevedea cu totul. Și cum a rămas cu propunerea de regulament? Păi, până la urmă, eu am răspuns pe e-mail și am spus că nu e normal ca în seara înainte de culcare să ni se dea un regulament care n-a fost... La conținut n-ați făcut... Așa. Și am făcut referire la conținut, că niciodată nu s-a discutat în Consiliul Profesoral să dăm 9 la purtare pentru pedofilie. Să dăm... Și care a fost rezultatul? S-a votat? Rezultatul sau a fost că mai discutăm și l-au retras. Iar ok, acum... stați așa că este ceva, e fel, nu stați așa, stați că nu să, nu, asta, deci ce a spus domn profesor acum este ceva de o gravitate fenomenală, da. Stați așa puțin, stați așa, stați un pic. Deci, acest regulament era semnat de cineva, corect? Era elaborat de o așa zisă comisie, care de fapt comisia nici nu-l citise. Cred că era comisia din liceu? Da, dar comisia habar n-avea ce scrie în el.
Deci directorul sau directoarea, nu știu ce este la poșbuc, a liceului, împreună cu niște profesori din liceu care reprezintă această, care fac parte din comisia asta, corect? Deci o mână de profesori, cum ar veni, cu, împreună cu direcțiunea, da? Da. Au elaborat acest... Nu au elaborat, ei nici nu știau. Deci cum ar veni directoarei... L-au primit. Directoarea știa, nu? L-au primit. L-au promovat, știa. Da. Spunea promovare. Da. Deci directoarea sau directorul l-a trimis către toți profesorii, da, să fie semnat și respectat, da, cum ar veni. Da, dar profesorul li s-a spus că este, era ceea ce se discutase în Consiliul Profesoral, ori era cu totul altceva. Okay. Deci cineva a făcut o albă neagră. Și directoarea aia mai e în funcție sau directorul ăla? Da. Da. Yeah. Directoarea respectivă acum e în Olanda. Și acum e la specializare. Nu e în Olanda, n-ai auzit? Olanda, a ales libertatea sau e... Nu, nu e la specializare. De experiență? S-a așa, treaba asta cu scăzutul notei la purtare. De? Nu, a emigrat în Olanda. A emigrat în Olanda? Stați, măi, că asta este ceva groaznic. După un scandal, nu? Din Coșbuc. Stați, asta e ceva foarte grav. Asta, se, da, asta probabil că se întâmplă în foarte multe instituții. Din astea, licee, școli, universități. Atenție! Atenție! Cam ca în pandemie, da? Deci atenție! Deci cineva de pe stradă, un director de școală e de pe stradă. De ce? Pentru că acest director de școală a transformat niște infracțiuni penale, da, în normal. În contravenții sancționabile cu nota la purtare scăzută. Asta am zis și eu, că se, okay, mai prevedea o tâmpenie. Că... Noi suntem acum în prime time la televizor. Noi deci, da, eu nu știu, cui ne adresăm în momentul ăsta? Cui ne adresăm ca organ? Miliției, securității, habar n-am. Cui vrei tu? Deci, noi suntem în prime time. Domnul profesor a relatat ceva de o gravitate, nu știu, eu așa ceva n-am mai auzit. Deci una e să vină, nu știu, zicem, bă, a hotărât ministerul, s-a semnat ceva de la minister, cum făcea Arafat, trimitea el. Dar semna el, nu știu, era, și-a asumat ceva, bă, de mâine trebuie să, nu știu, mâncați masca. Dar semna el, da? E semna ministerul. Chiar dacă era ilegal, neconstituțional, nu contează, și-a asumat. Deci noi trebuie să sesizăm acum, noi suntem cetățeni, avem voie, da? Deci noi trebuie să sesizăm, nu știu pe cine, că nu știu, miliția, trebuie să descindă efectiv la asta acasă, la ăsta acasă. E ca în Olanda, unde să ducă? La Utrecht, pe dreapta. Când vine, și acum că e în Olanda, o cheamă, urgent. Ce regulament? Cine, cum vă permiteți să impuneți un regulament intern care pur și simplu desființează niște infracțiuni. Adică vorbim de pedofilie și consum de droguri? Da. Cum adică? Poliția să se sesizeze în secunda asta. Suntem live. Noi suntem aici. Este un adevăr. Ok? Este un adevăr. Da, mă scuzați. Poliția nu este stare să-și rezolve problemele ei, așa că mi-e greu să cred că ar putea rezolva poliția. Să se ocupe de la ale societății? Cum adică? Deci stați așa puțin. Păi nu, dar chestia asta nu s-a întâmplat că, pentru că probabil cineva a protestat. Dumneavoastră a mai protestat cineva? Cu excepția dumneavoastră, domnule profesor. Nu mi-aduc aminte să mai fi protestat cineva. Dar și, oricum, și de ce a oprit asta? De gura noastră mare sau da, de ce a oprit-o? Da. Cum, și-au semnat? Efectiv semnau? Nu, n-au semnat, că ei nici nu știau ce semnează. Dacă... Pentru că în Consiliu s-a discutat ceva, pe e-mail s-a trimis cu totul și cu totul altceva. Și apropo de infracțiuni, o altă tâmpenie pe care am găsit-o este că pentru lovituri cauzatoare de moarte se dă nota 7 la purtări. Dom'le, suntem... Da, vorbim de niște oameni care trebuie să fie mânaie pe viață. Ce notă la purtare visează? Suntem în timp și le-am zis, zic, că asta este pedepsită cu închisoare de la 10 la 20 de ani, sau știu eu. Iar pentru pedofilie... Și noi dăm 7 la purtare? Ce nebunie e asta? Da, stai un pic. Norica, tu asculti că în sistemul românesc de învățământ, la unul dintre liceele de elită, au venit niște oameni care au vrut să facă mai mult decât a încercat să facă Dragnea la un moment dat în viața asta, mult mai mult decât asta. No, no. Că Dragnea măcar s-a dus la alea, pe corupție și pe ce era. Aici, frățioare, să rescrie codul penal în sensul dezincriminării tuturor infracțiunilor grave. Fiecare unitate de învățământ are dreptul să-și scrie codul penal, că stați așa puțin. Nu, regulamentul propriu. Eu vreau să spun altceva, ceea ce nu s-a întâmplat până acum și ceea ce sesizează domnul profesor este foarte grav. S-a uitat vreodată cineva pe regulamentele de ordine interioară de conduită în universități și licee, pentru că au universitățile autonomie, au dreptul să ci le facă. Sigur, trebuie să se uite respectând acolo, în
cadru, da. Mihai, da, profesor, iartă-mă, dar la universitate nu mai are să consulte părintele, la major. Aici, dar în licee, da. Deci da, nimeni nu s-a uitat, că s-ar putea să avem niște surprize foarte mari, apropo de comunicatul de presă al Universității București de astăzi. Doi, după părerea mea, este efectul categoric al politizării actului educațional. Toți directorii încearcă să promoveze în funcție, ba da, ideologizare, nu? E o ideologizare, dar dacă un partid politic susține o astfel de ideologie și își promovează oamenii în școli, în spitale, că și pe acolo avem probleme de genul ăsta, atunci avem asta. Nu te supăra pe mine, partidele mari au fost la guvernare în 90 și ceva la sută din timpul care a trecut la Revoluție. Dar în ultimii ani... Lasă-mă cu dezaxația ăștia de la USR. Ăștia au trecut 9 luni pe acolo, au lăsat urme ca No, no, ai, sunt vizibile și acum. Ce ai uitat de mandatul Cioloș? Nu e adevărat. Sunt 8-9 ani. Sistem din 2014. Încet, exact. Încet. Nu, nu. Ei lucrează încet. Pas cu pas, cum am învățat noi de la un domnul. Bineînțeles. Eu pot să confirm. Uite, stai. Zi. Pot să confirm din 2012 spusele domnului profesor, că am fost la Coșbuc la toate public speaking contesturile, toate nebuniile de olimpiade. Băi, veneau și spuneau ghirlande, curcubeu la gât, indiferent că erai minor, că erai major, trebuia să tolerezi chestia asta. Și mă uitam la, apropo de ce spun ăștia, că e un mare geniu acest profesor. Bă, nu există ceva mai woke, nu există definiția anului 2024 și a îndoctrinării decât această materie, pseudomaterie pe care o predă domnul ăsta. Da, auzi, probleme de gen și colonialism în jocuri video horror. Asta predă omul ăsta, asta este disciplină. Da, el a scris curicula facultății. La facultatea de litere, doamna Budeanu. Adică e... Cum? Deci eu mă jucam jocul la facultatea de litere, nu te mai uita așa consternat. Mă certau ai mei și pe vremea când făceai tu carte, nu se învăța asta. De asta spun că noi suntem, troglodiți pe modernism. Mai zi o dată, Iosefina. Dar cine face, da, altă întrebare. Probleme de gen și colonialism în jocul video horror. Cine face programele? Ei, cine face autonomia universitară? Senatul Universității, draga mea, că sunt autonom. Nu poți să predai dacă nu e aprobat de către Senatul Universității. Senatul Universității București. Dar asta parcă era o eminență. Acum văd că el predă jocuri video. Cum se, cum se cheamă? Misoginia în jocuri video, problemele de gen, travestiu în jocuri video. Jocuri video horror. Nu în orice joc video. Ca să mai zic că e incompetent. Nu la FIFA 2024, la horror. Da, mă rog. Adică studiază... Aia cu zombie și cu... Nu știu, habar n-am. Adică există studenți care studiază asta? Da, da. Și lăudau. Și el face asta pe 9.000 de lei pe lună. La litere săraci este obligați, probabil. Da. 9.000 de lei pe lună pentru asta. Problema da, opțional, dar nu. Sau o fi la opționale, o, habar n-am. La litere, crezi că faci din străine și ce se mai face la litere și ajungi și faci jocul video horror, ești obligat, cum ar veni. Da. Aproximativ, da. Dar ăștia care îl apără, care sunt mulți corporatiști, da, foști studenți, ajuns în corporație, ceea ce e foarte ok. În corporație există dress code. Dacă tu vii așa și nu respecti codul etic, te dau afară. Te trimite la HR și te trimite acasă și îți dă și nana și te bagă și într-un team building la unde se întâmplă chestii. Da, dar acum nu mai poate, pentru că tu, de exemplu, ai așa o situație într-o dimineață. Exact, ai creat precedent. Și te simți pisică și te îmbraci în pisică și te duci la corporație și ei astăzi nu mai au voie să te dea afară. Stai un pic și dacă mă simt... Iartă-mă, și dacă mă simt pisică mâine dimineață, eu am două pisici, poate mă hotărăsc în noaptea asta că suntem trei acasă. Dacă vin mâine la prăvălie... Patru nu mai vreau. Dacă vin mâine la prăvălie la 17 la ședință, pot să solicit și o litieră? Da. Da, poți. În timpul emisiunii, nu așa. Nu, adică în situația asta în care ne aflăm, bine, da, noi, credeți-mă, fenomenul este nu la începuturi. Să chinuie să supraviețuiască, nu va supraviețui, dar la noi problemele mari și spunea domn profesor la începutul emisiunii că aceste situații sunt create, așa este, pentru a distrage atenția. Care era marele scandal, Victor, în ultimele săptămâni? Care este marele scandal? Consumul de droguri. Da. Din școli, al minorilor, etc. Acum toată lumea trebuie să vorbească despre fustița al ăsta. E, și cât o să vorbească, Dana, trei zile? Cât o să vorbești tu. Dacă tu de mâine nu mai vorbești, nu o să mai vorbești. Contează. Dacă vorbește, cine face cea mai mare audiență. Dacă nu mai vorbește, cine face cea mai mare audiență, nu mai există subiect.
Ideea este că problema cea mai gravă este consumul de droguri. Absolut. Da? Și acum mi l-a dat pe ăsta în fustiță să ne minunăm de el și nu știu ce. Dar toate aceste deviații sunt, așa cum spuneam și despre exemplul acelui drogat pe scenă, sunt la propriu exemplele de urmat pentru copii. Generație. Pentru că ăsta a venit îmbrăcat așa. Ok? S-a întâmplat ceva? Nu. Din potrivă. Absolut nu. A ieșit universitatea și l-a apărat. Repet, de mâine toți putem fi travestiți. Nu, dar stai un pic, că eu, uite... Pentru că dacă unuia îi se permite, cum i s-a permisul ăla, da. Atenție... Da, dar tu crezi că e singurul? Consumul la noi este ilegal. Fiți atent. E ilegal, da? Consumul de droguri. Da, absolut. Deținerea în vederea consumului ilegală, ca să fiu foarte concret. Atenție, nu se pedepsește. Cum se pedepsește consumul la noi? Nu se pedepsește. Cu nimic. Cu nimic. De-aia toți sunt consumatori, nu traficanți. Toți sunt consumatori, nu sunt traficanți. O țară de consumatori. Păi mă, cum e ilegal consumul? De ce e definit ilegal? Păi nu, consumul nu e. Consumul propriu nu e ilegal, Dana. Deținerea în vederea consumului. Asta e legislația din România. Ca să consumi, trebuie să deții. Da. Deci deținerea e considerată ilegală. Ilegal doar atât cât deții. După ce ai ingerat substanța, la revedere. Nu mai ești. Deci țin să vă anunț că redactorul șef mi-a comunicat că nu mi-a propus să fiu decât câine mâine. Deci pisică nu pot. Câinii au litiere și ei, nu? Nu prea. Nu. Nu? Dar îți cer un pom. Doamne, mă scoate pârvul în fața clădirii la corporatiști aici. Capă. Ridici un pic. Așa că eu știți ce propun? Ce propui, da? Ne întoarcem repede de tot, dacă la ce? Aveți chef. Păi că dacă ai tu chef, să ne întoarcem repede de tot la droguri, că cred că asta mai vorbim o zi și gata, după aceea să vorbim despre droguri, într-adevăr. Păi asta da. Din nou. Că nu trebuie să ne oprim, pentru că, de fapt, acum ne-am oprit un pic pentru fustița asta, gata, ne-am oprit. 24 de ore, 48, la revedere. După care trebuie să vorbim despre droguri din nou, la infinit. Da. La infinit, pentru că drogurile și pastilele, da, domnul profesor a spus, domne, ăștia sunt unii cărora li se dau niște misiuni și nu numai domn profesor, a mai spus cineva care era în studio, dar nu am reținut cine, așa. Că pur și simplu li se dau aceste misiuni să lanseze tot felul de teme, așa este. Gândiți-vă ce industrie este disperată de această luptă antidrog, de aceste detectoare de substanțe care, vezi, doamne, te detectează și dacă consum Nurofen, da, o cutie. Care înseamnă supradoză. Ok? 6 paracetamol sunt supradoză. Dacă nu credeți, sunați la toxicologie. Și o să aflați că dacă iei 6 paracetamole, poți să mori. Adică nu că poți, dar ajungi pe acolo. Ok? Deci, ce industrie luptă mai mult decât oricine, împotriva acestor campanii, sau cum să le numim, nu știu asta, ce o face noi aici adunați, antidrog. Big Pharma. Ok? Deci Big Pharma o să financeze orice fel de subiect, orice fel de altă temă, știți cât? 10 ani. Liniștiți. În fiecare zi, altă temă, se orice. Se leagă, ce zice Dana, apropo de droguri, cu povestea domnului profesor care îmi spunea în pauză că la Coșbuc se dau și tratamente de-astea hormonale care, ce să vezi, sunt administrate minorilor ilegal, ele fiind produse tot de Big Pharma, adică, nu? Absolut, e corect? Da. Am înțeles, da, bine? Din păcate, propaganda asta LGBT sau cum se numește și toată povestea aceasta după merge mână în mână cu drogurile. Mă refer la propaganda pentru droguri în rândul elevilor. Da. Merge mână în mână cu consumul de alcool printre elevi și nu e vorba de bere sau vin, e vorba de băuturi. Pătărie, nu? Foarte tare. Totdeauna se vorbește de vodka. Merge totdeauna cu propaganda pentru marihuana, merge totdeauna cu aceste lucruri. Adică nu o să vezi niciodată o discuție despre una în care să lipsească și celălalt. Adică nu se face pe secțiuni, totul e integrat. Da. Și să știți că se bagă... Să știți că se bagă foarte, foarte mulți bani în această propagandă. Absolut. LGBT, droguri, alcool și tot ce vrei. Indiscutabil. Este trist că în Uniunea Europeană și Statele Unite, dar ne referim strict la noi, la Uniunea Europeană,
Se finanțează operații foarte complicate pentru transformare din bărbat în femeie sau din femeie sau în bărbat. Invest, da. Dar când e vorba de un copil care are cancer și are nevoie de o operație mai e nevoie să facă nu sunt fonduri, atenție. E nevoie de o colectă publică. Nu că nici măcar nu bani. Nu sunt fonduri. Deci pentru copii, pentru copiii cu cancer nu sunt fonduri. Dar dacă vrei să devii din bărbat femeie sau femeie bărbat sau din femeie în pisică sau cățel, sunt fonduri. Doamnelor și domnilor, special menținută dezechilibrată, speriată, deviată, ca acest consum de tranquilizante să existe. Da, deci asta să ai o deviație, un dezechilibru, asta, o stare. Asta e o poveste pe care nu o vom încheia în seara asta ca dezbatere, dar aș îți promit că la fel cum am făcut-o până acum vom continua. Nu știu, tu ai un ecran în față, tu vezi ce se întâmplă aici? Da, vă văd, sunt 6 căsuțe pe un ecran. A, perfect. Uite, rog, Povali, am făcut un experiment tocmai în spiritul incluziunii, care nu s-a aprobat încă la noi în televiziune. Spunem dacă sunt la bine sau la prost îmbrăcați. Adică, am zis și eu că dacă domnul profesor... Ce, așa ești pe dedesubt acum la pupitru? Nu, sunt regulamentar. Fac și eu ca doamna Lămâia. Îți promit că sunt ca cu pantalonul pe mine. Da. Dar uite, am încercat să văd cum mi-ar ședea așa, că da, nu știu, poate devine obligatoriu și de, la fustă încă n-am curaj să mă bag, dar uite, la bermude, uite, am încercat, m-a pozat producătorul, că el este autorul tuturor. Ce rele. Dorești să știi? Prost. Prost, nu? Prost, da? Să renunț. La tine. Deci să la prost îmbrăcați, da? În amintirea vremurilor de odinioară. Nu mă bag așa, nu? Rămân pe vechi, așa, pe... Pe vechi. Pe vechi. Tot ce e vechi e frumos. Tot ce este pe vechi e frumos, pentru că înseamnă adevăr, înseamnă un echilibru. Și când vorbim de vechi, vechi în orice, înseamnă, cum să vă spun, instinct natural, înseamnă să te simți bine, nu, înseamnă să nu trebuiască să ieși în evidență ca să fii ok. Nimeni nu ieșea în evidență. Gândiți-vă că noi venim așa... Da. Dintr-o țară care în comunism, atenție, în comunism, nu mai de vreme de anii 80, 70, vremuri de mult apuse, aveam femei doar în rochii pe stradă, superbe. Și bărbați care se bărbierau în fiecare dimineață, am eu un exemplu în familie. Cu mărgele la gât, cu imprimeuri. Aveam bărbați care nu exista, nu conta câte grade sunt afară, să nu fie într-un pantalon lung, mai subțire, evident, nu spune nimeni că trebuie să mergi în pantalon de schi și în cămașă, fie ea și cu mânecă scurtă, dar nu exista să ieși altfel pe stradă, nu ieșeai, nu ieșeai, nu conta. S-au dus vremurile la Dana. Îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi. Știi ce este paradoxal? 30 de secunde, n-am mai... Exact 3 secunde. Că dacă o profesoară, deci nu un bărbat, dacă o femeie, o profesoară, ar fi venit îmbrăcată exact așa, ar fi fost aspru criticată și sancționată. Dar faptul, dar faptul că un bărbat a venit îmbrăcat așa, este de aplaudat. Dana, îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi și la sfârșit, mă înjur sau nu mă înjur, dar o fac publică, îți urez la mulți ani, am făcut-o și ieri de ziua ta, o fac și publică acum, o să-ți umple căsuța de mesaje ăsta, dar măcar atâta. Să rămână la mulți ani, îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi.